Doamnelor, domnilor, nu ne strică niciun ghiozdan în plus pentru ăla micu. Dacă vreți să intrați în jocul nostru pe pagina de Facebook a emisiunii, vă înscrieți, avem deja câțiva înscriși și încercăm să prindem la telefon unul. Asistenta mea vă arată câteva versiuni de la prietenii noștri de la Diverta. Păi dacă nu vă pregătim noi de anul nou școlar, atunci cine? Iată, avem mai multe modele. Avem modelul cu ciucurel, fashion. Și avem cum face asta, mă, la Halo Shop de nu-i cad alea de și avem, și avem modelele atât de pline de energie încât o iau la goană. Modelul pentru fată cu ciucurel, iată. Ciucurelul poate fi folosit și ca gâdilici, și ca accesoriu pentru buzunar, și ca accesoriu pentru strănut, pentru a provoca strănutul unui coleg, dar și ca aparat de gâdilat. Mergem mai departe, avem versiunea pentru, tot pentru fetiță, iată, cu deschidere frontal-posterioară, ușurel. Dar și versiunile mai mari pentru elevii mult mai destoinici, care au de transportat mai multă marfă la muncă. Mulțumim asistentei noastre. Ne vedem la Halo Shop. Hai să vedem cine este pe fir. Alo? Alo? Alo, bună dimineața. Suntem de la Neața. Cine e acolo? Carmen. Bună, Carmen. Câți ani ai? 37. Mulți înainte. Copii? O fetiță de 8 ani. Ce tare. Pentru ea jucăm, da? Da, da. Ai jucat vreodată ce încap într-o valiză? Nu, dar am văzut la voi despre ce e vorba. Trebuie să spunem cuvinte, substantive, desigur, comune, ce definesc lucruri, obiecte, ce ar încăpea într-o valiză, dar în cazul nostru mai mică, pentru că este ghiozdan. Deci, ce încape într-un ghiozdan? Astăzi jucăm cu litera M. Atenție mare, ai doar 60 de secunde la dispoziție. Trebuie să-mi dai minim 5 cuvinte la care să nu se fi gândit încă un elev de clasa 5-a, care este dispus și disponibil să te încurce. Ești atentă? Da. Un minut nu e mult, ai văzut, ieri n-am reușit, dar nici prea puțin dacă ești în formă. Okay. Trebuie să spui 5 cuvinte la care elevul nostru de clasa 5-a nu s-a gândit încă. Începem cu litera M. Hai să vedem ce ne iese. Start cronometru! Mapă. O mapă, foarte bine, 1. Măr. Un măr, m-am gândit eu. De fapt, elevul de clasa 5-a, scuze. Avem măr. Mango. Un mango. 2. Foarte bine. Marker. Un marker. Foarte bine. Minge. Minge. Ne-am gândit. Minge. Avem minge aici. Ai 3 până. Ai 3? Ne mai trebuie 2. Minte cu mult. Aha. O floare. Se mănâncă. Bobițele. Roșie. Cu negru. Se vopsește gardurile cu ea. Face rața. Se face prăjitură cu ea. Face droguri de dea. Mazăre. Mazăre, foarte bine. Și încă unul. 2 secunde. Da. Mop. Mi-a scris elevul nostru de clasa 5-a, Cătălin, maiou și mâță. Pe bune, Cătălin. Mâță într-un ghioz, dar intră. Da, dar nu se spune mâță literal, mă rog. Draga noastră, ne pare rău, se reportează ghiozdanul. Mâine jucăm cu două personaje diferite luate de pe Facebook să mai scăpăm de ghiozdane. Îți mulțumim tare mult, ai fost foarte aproape. 5 cuvinte în 60 de secunde. Mâine alegem o literă mai ușoară, poate chiar o vocală. Acum, dacă nu e să câștigați la Neața, ghiozdanele pe care le vedeți la noi, le găsiți și la Diverta, sunt partenerii noștri în această competiție.